ce ar însemna ieșirea USR Plus de la guvernare, așa cum nu e un dezastru căderea unui guvern, nu e un dezastru căderea unui guvern în criză, dar nu este nicio fericire. Deci ar însemna căderea guvernului, evident. Odată ce ministrii ies, e nevoie de un nou guvern. Deci vine PSD la guvernare? E un guvern minoritar, este un guvern pe care îl sprijină USR de pe băncile opoziției, e un guvern de mare coaliție, ce se întâmplă cu UDMR-ul, pentru că într-un guvern de mare coaliție UDMR-ul nu mai are sens. Pentru cei care nu știu, guvernul de mare coaliție este un guvern format din cele două partide care sunt opuse. În Germania, spre exemplu, e cazul acum între social-democrați și creștin-democrați, în România ar fi între PSD și PNL. PSD și PNL au mai guvernat împreună, dar erau într-o coaliție USL și nu într-o mare coaliție, fiind pe poziții ostile. Deci ar fi foarte complicat, inclusiv pentru președintele Iohannis, și între noi fie vorba, pragmatic. PSD-ul are tot interesul să-și consolideze poziția în opoziție, pentru că urmează anul electoral 2024 și toată lumea se gândește la alegerile acelea, pentru că e un an electoral în care avem, o repetăm până când toată lumea înțelege, toate alegerile deodată. Europene în mai, apoi locale în septembrie și parlamentare și prezidențiale în toamnă. Nu știu dacă le vor cumula sau nu. Știm că în principiu nu se poate, dar în politica românească se poate orice. E posibil orice, și exact. Atunci vă dați seama că PSD-ul ar fi interesat să rămână în opoziție unde poate acumula puncte pozitive și toate nemulțumirile ar putea să fie speculate, mai ales că alternativa din opoziție ar fi AUR. În schimb, în momentul în care USR trece în opoziție, situația se schimbă. Deci, cred că pentru unii useriști, în special pentru susținătorii Dacian Cioloș, ar fi o idee. De ce? Pentru că ar putea să-și pregătească candidatura pentru prezidențială. Diferența dintre USR și PSD este esențială. PSD are structuri locale și am văzut că ele contează, pentru că a câștigat alegerile de anul trecut datorită acestor structuri. Deși a pierdut voturi, a câștigat alegerile și până la urmă se calculează așa. În schimb, USR nu are structuri locale, pentru că este un partid mai degrabă urban, ba chiar în marile centre urbane. Și atunci singura soluție pentru alegerile prezidențiale este să aibă un candidat care să își facă campanie, să aibă imagine. Cu cât începe mai devreme campania de pe băncile opoziției, cu atât mai bine. Acum, candidatul va fi președintele partidului. El va fi stabilit în congresul din toamnă. În mod normal, congresul ar fi trebuit să aibă loc până la data asta, dar a fost amânat în toamnă din motive de pandemie, așa cum se întâmplă la toate casele mari. Dar cred că susținătorii lui Cioloș și-ar dori sau ar lua în calcul foarte serios ieșirea de la guvernare, nu și cei al lui Dan Barna. Acum e problema, dincolo de interesele partidului, există și interese generale în țara asta? Pentru că interesul general este să ai o guvernare care să aibă autoritatea necesară și capacitatea politică să facă ceva. Mai ales într-o astfel de situație ca cea pe care o avem zilele acestea. Eu vă spuneam, au mai căzut guverne în pandemie, cu două săptămâni în urmă în Slovacia. Dacă zic că a căzut guvernul, n-a căzut coaliția. Coaliția a rămas, a schimbat primul ministru și știți de ce, pentru că a cumpărat vaccinul Sputnik, fără să-și anunțe partenerii de coaliție, apropo de discuțiile din interiorul coaliției, așa că coaliția a fost categorică, primul ministru este schimbat și surpriză după aceea că tot vorbim de pandemie, când au făcut analiza vaccinurilor Sputnik, autoritățile slovace susțin că acestea nu corespundeau nici pe departe cu standardul pe care l-anunțaseră cei care, cei care l-au fabricat.